Sunt curios cât o să mai țin asta cu Trivia Dor, că momentan este cea mai populară serie de pe canal și sincer este și seria mea preferată, adică chiar îmi place să o fac, îmi place să răspund la întrebări, îmi place să deduc diverse răspunsuri, să vă explic cum am ajuns acolo. Și lui îi place, se preface că el e de piatră, așa este impasibil, dar de fapt este foarte sensibil și are un suflet bun. Bine v-am găsit, dragi prieteni și telespectatori, la o nouă jumătate de oră de cultură generală cu Paul Lungu și girafa. Asta și girafa, asta și girafa, doar girafele astea. Astăzi ne jucăm Trivia Dor. Jucăm iarăși două campanii extinse. Ultima oară am câștigat unul și am pierdut unul. De data asta încercăm să le câștigăm pe ambele pentru a dovedi odată pentru totdeauna valoarea mea, valoarea mea. Știi cum e. Bun. Jucăm cu top 8 ca să speriem dușmanii, să băgăm frică în inimile lor și în sufletul lor. Deși, uite ce ratinguri mari au ei, ăsta are 42, ăsta are 31 și eu am 17. Eu mereu am cel mai mic rating. Trebuie să recunosc, nu știu exact cum funcționează sistemul de rating sau dacă ăla este într-adevăr ratingul, nici măcar de atât nu sunt sigur. Dar faptul că mă pune mereu cu oameni care sunt la un nivel mult mai înalt decât mine ca rating și experiență, mă face să cred că știu de frică. Asta probabil este singura explicație. Să vedem ce o să iasă. Sună periculos. Punem asta mai jos. Pare primejdios, dar ar fi frumos să nu vin aici, boss. A, o ia încet, încet spre casa mea. Bine, dacă vedem noi. Hot Rocks. The Rolling Stones. Se cheamă Hot Rocks, The Rolling Stones. Stones e o piatră, are sens. Nu știam albumul, da? Nu pot să zic că, doamne, știam eu, îl ascult în fiecare zi. Dar am dedus logic că Rocks, Stone e aceeași chestie. Am să pun aici pentru că ăsta cu siguranță vrea să vină lângă casa mea. Parșiv. Dumi 24. Bine, Dumi. Franco e băiat finuț. Cine cântă melodia Zombie, albumul No Need to Argue, 1994? Rem. The Cranberries. Zombie. Melodia aia era. Bam, sper să nu mă dea jos de pe YouTube pentru că am cântat melodia. Am făcut copyright infringement. Să mă anuleze ăștia canalul. Am cântat-o atât de bine, cu siguranță va fi recunoscut de algoritmilor. Dodecaedru, 12F, așa părea să fie ceva de 12. Ăsta săracu a crezut că e de 20, este o greșeală acceptabilă, se putea face, părerea mea. Ăsta judecă mai aspru, s-ar putea să nu fie de acord. Dar... Comparam girafele. La ce teatru a lucrat actorul Florian Pitiș? Bulandra. Nu eram sigur, dar suna genul de teatru de care tot auzi că are actori mari, deși și celelalte nu erau teatre mici. Dar Bulandra era renumit cumva dintr-un motiv sau altul pentru asta. Și s-a întâmplat să am dreptate aici, da. Acum ne extindem frumos în est, cucerim estul până sus, unde se află cel mai înalt întins lac glaciar din România, lacul Bucura. Munții Retezat. Da. Cei mai înalți sunt niște, o grupă de munți importantă și înaltă, mă gândesc că pe acolo o fi. Nu știu, asta a fost logica mea. Nu știu despre lacul ăla, nu știu alte lacuri și cum se compară cu ăsta, dar așa am gândit-o. În ce an a devenit Dwight D. Eisenhower ale NATO? Păi asta a fost prin 1955. Dwight D. Eisenhower. Când a fost președintele Americii, presupun că atunci i s-a dat și NATO. Dwight D. Eisenhower este printre puținii președinți americani care aveau și o funcție militară, adică era chiar efectiv un general. General comandant. 10.000.
1000, zic și eu 1000, habar n-am. Că în jocul trecut am scris și eu ceva și era de fapt 500 de mii. Trebuia să scriu și mai mult. Nu știu, nu le am cu... Lungimile le înțeleg. Pot să apreciez o lungime, dar suprafețe mă pierd la suprafețe. Mă pierd. Deci ar trebui să mă gândesc dacă 10 km cu 10 km lungime și lățime ar veni 100 de km pătrați. Da, uite așa, așa ar trebui să o gândesc, așa să o gândesc, să-mi aduce aminte, așa am să o gândesc de acum. Cine a fost primul care a formulat termenul ecologie? V-am să zic Charles Darwin, pentru că e cel mai evident răspuns, dar nu. Franco a fost deștept și a știut exact, nu a ales cel mai evident răspuns, cum fac eu de obicei ca strategie, dar nu nimic. A venit lângă casa mea, ceea ce este deranjant, dar vom încerca să-l oprim. În cel lunar de umplitoare a venit Traian Băsescu președinte. Doamne, ce lună. August. Decembrie? Când sunt alegerile? Mă rog, presupun că nu contează când sunt alegerile, contează când se încheie mandatul președintelui anterior și nu știu asta, din păcate. Mi se părea... Mă rog, decembrie. Ar avea sens, pentru că este prima luna anului, adică da. În ce oraș a avut loc festival? Asta nu este. Nu sunt. Iceland Awards Reykjavik, pentru că este în Islanda. Uite mă, că atât Dumi cât și Franco nu dau răspunsuri stupide până acum. Echilibrate, au știut, n-au dat vreo, știu, povestea porcului de om creangă să-mi zică 200 înainte de Hristos sau ceva. Nimeresc mereu perioada. A, uite că aveam drept. Câți ani aveam, eu am crezut că n-a fost scris în ce an. Înțelegeți voi ce vreau, la ce mă refeream? Amândoi par destul de buni până acum. Ceea ce na. Mă încântă pe de-o parte că există oameni care chiar cunosc lucruri. Eminescu a rămas corigent la limba și literatura română. Fahrenheit. Undeva pe acolo. Ha! 212. E Fahrenheit și Richter. Nu, Richter e la cutremure, mă. Fahrenheit și Mercalli, parcă... Nu, ai tot la cutremure. Sau nu știu. Mă rog, bine că am nimerit. Bine că am nimerit. Se mai atacă și între ei. Asta e bine, momentan suntem pe locul întâi. În continuare detașați, lucrurile merg destul de bine. Să sperăm că va continua să meargă așa. Nu mai știu ce vă explicam mai devreme, vorbeam despre ceva și vreau să revin că n-am puțin timp, dar am uitat complet despre ce vorbeam. Nu e nimic, probabil că nu era interesant oricum, așa că hai să ne concentrăm la joc. Dar atâta timp cât nimeni nu dă în mine, ar fi fost ideal să țin minte, scuze, ar fi fost ideal să țin minte despre ce vorbeam. Ah, hai să mai vorbim despre întrebările astea. În ce an s-a născut Adrian Mutu? 1985, zic eu. Mamă, 79, nici măcar pe aproape. 79, deci are... Serios, 79? Da, 79, deci are 20, 37, 38 de ani acum. Da, evident. La cum am zis eu, trebuia să aibă vreo 33, 34 acum, ceea ce nu e... Da. Ce oraș a participat la Zona de Valoare în 2019? Că zice Suedia! Gothenburg. Nu e Zurich, mă, uite, tocmai îi lăudam pe ăștia. Zurich e în Elveția, dumii. Zurich e în Elveția. Dacă era ceva de sporturi de iarnă, da, Zurich. Nu mă lovește nimeni. Mă lasă să fug cu jocul. Sunt impenetrabil, casa mea e acoperită pe toate părțile. Am cele mai multe puncte. Nu, sunt la egalitate pe primul loc cu cele mai multe puncte. Stai să nu ne hazardăm. Premiul Emmy serialului animație Family Guy. De 8 ori, zic eu. Da bine, eu zic de multe ori de 8 ori, dar doar de 2 ori. Hai mă, că e un serial foarte bun, vă uitați la Family Guy? Mie îmi place, eu sunt mega fan Seth MacFarlane, care a creat și Family Guy și American Dad și The Cleveland Show și Ted și multe, multe chestii. Sunt super fan Seth MacFarlane, deci îmi place Family Guy. Alege un teritoriu, dăm în albastru, cine să dăm? Câte proteine se află într-o doză de Pepsi? Proteine. Zero. Nu avem deloc proteine în Pepsi. Câte sinfonii a compus Johannes Brahms? Vezi că n-a compus niciuna sau ceva. Câte putea să compună? 13? 4.
Bine că a știut dumii, exact. Nu știu câte sinfonii a compus, bă. Câte sinfonii compuneau ăștia de obicei? Și ce înseamnă o sinfonie? Este o întreagă operă muzicală care durează, care se, gen care se cântă când mergi la sinfonie? E cum ar veni întreg spectacolul? Asta înseamnă o sinfonie? Probabil că da, că mă gândesc că n-a scris doar patru melodii. Gen a compus cum ar veni echivalentul a patru piese de teatru în teatru sau patru filme în cinematografie. Asta înseamnă o sinfonie, mă gândesc, e ca o operă completă cap-coadă. Asta mi-am imaginat, asta mi-aș închipui eu că e. Dar nu știu, ziceți-mi și voi în comentariu dacă știți mai multe. Sau căutați pe Google și nu-mi ziceți nimic și pot să caut și eu pe Google. Dar probabil că n-am să o fac, pentru că sunt leneș. Cine interpretează piesa Mi-e dor de băiatul meu? Habar n-am. Habar n-am. Ion Dolănescu. Insistă foarte mult pe întrebările astea despre muzică folclorică. Muzică ușoară românească. La care eu trebuie să vă zic, nu mă pricep deloc. Hai să vedem. Deci avem albastru, albastru care domină. Albastru are mai mult decât roșu cu mult. O să dăm în albastru, nu putem să-l lăsăm. Ce înseamnă termenul muzical piano? Pian. Serios? Asta mi se pare puțin vag. Nici n-a întrebat pe ce, adică pe engleză înseamnă pian. N-am greșit cu nimic, da, piano în engleză înseamnă pian și este un termen muzical că se cântă muzică cu el. Sparta. Spartanii erau severi. Țin minte că am văzut niște comentarii. În ce an a murit actorul Richard Harris, cel care a interpretat rolul Dumbledore din Harry Potter? 2015. N-am văzut Harry Potter, îmi pare rău. Probabil dacă eram fan al francizei aș fi știut mai multe. Dar am presupus că a murit recent, că recent s-a terminat Harry Potter, nu? Mă rog, da, aia cu piano este puțin dubioasă, este puțin dubioasă. Înțeleg că este un termen pianin, diverse, vale, allegro și nu știu ce, toate alea, bun, înțeleg asta. Dar e o întrebare mega capcană care poate fi disputată. Poate fi disputată, dacă am fi la tribunal, ai putea să dispuți chestia asta, pentru că ai putea disputa. Să dispuți? Nu cred că să dispuți este corect. Ba da, trebuie să fie. Mă rog, nu contează asta. Piano înseamnă pian pe engleză. Înțeleg că e și un termen muzical care denotă viteză, dar înseamnă și pian și răspunsul meu a fost unul valid. Am să consider că este corect și sunt convins că girafa îmi dă dreptate. Blaise Pascal, franceză, presupun? Ăștia nu mai dau în mine. Nu mai dau în mine, ceea ce nu-mi convine pentru că sunt pe locul 2. Și trebuie să recuperez. Hai mă, roșu, facem și noi ceva? Nu, ne lăsăm atacați așa, în prostie. Cel mai aproape de numărul pi, 3,1416, 3,14159 ăla. Asta cu 3,1416 știți de unde am reținut-o? Bine, probabil toată lumea știe cam cât e numărul pi, dar 3,1416, fix valoarea asta, o țin minte de la Dexter și laboratorul lui Dexter, când erau ei într-o competiție de cultură generală la școală și Mandark îl bătea pe Dexter. Și asta a fost una dintre bări și am văzut de atât de multe ori episodul ăla că am ținut minte... Îmi ținut minte exact valoarea lui pi, 13,1416. 3,1416. Bine, nu valoarea exactă toată, pentru că are o infinitate de decimale, dar până acolo. Între timp, albastru a cucerit roșu. Ceea ce înseamnă, dragi prieteni, că jocul este în mod oficial destul de terminat, pentru că nu am ce să fac. Voi termina pe locul 2. Ce sunt yin și yang? Concepte religioase... Presupun concepte religioase, da, mai mult spirituale, filozofico-spirituale. Câte armate române au participat la bătălia de la Stalingrad? Câte armate române? Nu înțeleg, câte unități, câte divizii, cum adică câte armate? Armata română este una singură. Sunt eu nebun? Nu este armata română, armata, adică este armata națională, armata patriei, care este alcătuit în diverse divizii și unități. Nu, mă rog, nu știu exact cum se cheamă toate diviziunile, dar nu poate fi câte armate sau erau câte armate în total. Nu știu.
Am ales la Nimereală, una dintre ele, să fiu singur. Asta cu război, nu, asta nu era scrisă de ăla care a scris Alchimistul? Poate, în fine. Da, aia cu armate mi se pare ceva dubios la formulare. Ziceți-mi și voi, ziceți-mi și voi. Poate avem cineva care a făcut liceu militar sau care e la o școală militară, la o universitate. Dacă știe cineva, explicați-mi și mie mai bine. E corect să spui așa câte armate române au participat? Sau nici n-am observat eu bine și spunea câte armate au participat în total din toate părțile? Ok, acum că am lămurit-o și pe asta, hai să mai facem încă o campanie extinsă și cu asta terminăm și acest joc. Îți curios cât o să mai țin asta cu Trivia D'Or, că momentan este cea mai populară serie de pe canal și sincer este și seria mea preferată, adică chiar îmi place să o fac, îmi place să răspund la întrebări, îmi place să deduc diverse răspunsuri, să vă explic cum am ajuns acolo. Și lui îi place, se preface că el e de piatră, așa este impasibil, dar de fapt este foarte sensibil și are un suflet bun. Așadar, îmi place și mie, place să explic, să deduc, mă îs curios cât pot să mai rezist până când devine plictisitor pentru toată lumea. Mă gândesc că la un moment dat voi învăța toate întrebările pe de rost, știu că s-a mai întâmplat asta în trecut când mai jucam, începeau să se repete, poate și-au upgradat sistemul, poate au mai multe întrebări și se schimbă, se updatează constant. Uite, spre exemplu acum, apropo de ranguri, sunt cel mai înalt în rang, deci poate este doar aleator. Uite, 11, 16, 17. Deci, teoretic, ar trebui să fiu mult mai capabil la jocul ăsta. Ar trebui să câștig mai ușor. Să-l bat pe Kazan și pe Kimi. Care este sistemul de protecție folosit în România? Proiecție. Cartografie. Da, nu am... nici n-am apucat să citesc ca lumea întrebarea. Nu am apucat să citesc ca lumea întrebarea. Se referă la proiectarea hărților în plan? Cum transformi un glob tridimensional în plan? Că știu că sunt diverse proiecții și în funcție de ele apar diverse erori. Că e imposibil să transpui un glob în plan fără să apară erori. Dar în funcție de proiecție apar erori mai mari sau mai mici sau mai acceptabile. Sau, mă rog, diferite. Și trebuie să alegi cu care ești de acord. Severin... Turnul Severin? Lugoj? Serios? Dar Lugoj este, like, super în Timișoara în momentul ăsta. Spui mie că Lugoj era reședință de județ? De județul Severin? Probabil că da. Probabil că da. Nu știam asta, acum știu și asta. Deci asta e bine. Lugoj. Lugoj, ok. Ce părți lipsesc din statuia lui Venus din Milo? Brațele. Brațele. De ce nu răspunde Kazan? Kazan a plecat. Kazan a plecat, mă. Kazan a plecat sau ce facem aici? Sau pur și simplu uită să răspundă, nu știu. Că parcă mai devreme a răspuns. Oricum, dacă a plecat roșu, asta ar fi interesant, pentru că ar însemna o complet altă dinamică. Ar fi interesant. A participat la campionatul de fotbal din Anglia. 66. În 66 a organizat Anglia campionatul mondial de fotbal și este de altfel și singurul an în care a câștigat campionatul mondial de fotbal. Care e faza, mă, cu țările care organizează campionatul mondial de fotbal și îl câștigă? De ce se întâmplă așa de des? Adică Anglia n-a câștigat niciodată. Poate s-a apropiat, cred, a ajuns în finală altă dată, poate prin semifinale. Dar nu, n-a avut nicio șansă. Stai, tot eu sunt? Stai mă, asta este o campanie scurtă sau ce facem aici? Nu, trebuia doar să-mi aleg unde vreau. Uite, iarăși mă încurc. Dar care-i faza cu asta? Și Franța a organizat, n-a câștigat nici, sau cred că a câștigat odată și Franța. Islamică. Nu, Yom Kippur e Ramadan. Yom Kippur e la evrei. S-a întors găleată. Kazan, pardon, găleată. Nu e găleată, e Kazan. Da, înțelegi cum am putut să fac confuzia asta. Bun. Bun, suntem la egalitate pe locul întâi cu albastru. Având în vedere că roșu nu pare să fie prea interesat de joc, am să mă pun lângă casa lui ca să iau teritoriile. Să am acces acolo să iau teritoriile, să fac o miuță.
Bălălaica este un instrument muzical. Actor, câte soții a avut actorul Al Pacino până în prezent? 2008. 3. 0! Am zis cel mai puțin. Bă, ce vagabond e și Al Pacino ăsta. Câți are? 80 de ani, câți ani are? Și nu a avut nicio soție? Bine, boss! Bine, eu am zis că a avut 3, că știți cum sunt. Mulți au avut multe căsătorie și a fost cu Angelina Jolie sau mai știu eu ce, cu Barbara Streisand. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 14. Repede! Like a boss. Like a boss. Bă, devine prea ușor. Deja nici nu știu ce să mai zic, adică deja ne prostim ce facem aici. Voi încercați măcar, Kazan nici măcar nu mai încearcă, Kimi abia se mai chinuie și el nici măcar n-a nimerit, nici măcar n-a numărat. Lungimea are Panama în kilometri, aș spune 150 de kilometri, 77. Da. Da, nu știu, îl vezi acolo pe hartă, e micuț, îți dai seama că e mic, dar nu poți ști exact cât de mic. 77. Deci vă dați seama, este cât de îmblată e America, se îngustează la doar 70 de kilometri. Ho, 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 nice, Paul. Am să mă bat pe spate, foarte frumos. Foarte frumos. Da, adică câți oameni mor fie din atac cerebral, fie din infart și majoritatea oamenilor mor din astea. Bine, 50% nu e majoritatea, este jumate, da? Este cauza principală a morții la nivel mondial, mai mult decât orice altceva. Și chestiile astea sunt cauzate în mare parte de băut, de fumat, de țigări, de fumat și țigări și aceeași chestie, de mâncat nesănătos și de lipsă de exerciții. Sunt patru lucruri. Alu Shaggy, Scooby-Doo. Da? Deci dacă învățați ceva de la mine, țineți minte asta. Cel mai probabil o să muriți de astea? Nu știu. Nu știu, am să zic 2000. Da, habar n-am. Da, deci cel mai probabil o să muriți de ceva ce are legătură cu sistemul cardiovascular și ca să evitați asta trebuie să mâncați sănătos, să nu fumați, să nu beți și să faceți mișcare. Cine zice, mă, că nu este un show educativ? Cine spune că gamingul nu poate să fie educativ? Niște nebun, vă zic eu, niște nebun zic asta. Eu am să dau un roșu. Da, mă, roșu, treptat, treptat îi luăm casa. Care dintre următoarele mâncăruri este specifică Spaniei? Tortilla, I guess. Tortilla nu e tocmai o mâncare, e o fel de pâine, adică... Luxemburg în UE. 1986. Mamă, cât de demult! Cât de demult! Păi da, Luxemburg e o țară șmecheră. E o țară, are prieteni. Unde se află barajul Păltinoasa? Ăsta părea cel mai complex răspuns. De-aia l-am ales pe ăla, dar nu știam. Nu știam. 25! Am fost primul? Nu știu că nu port căștile la jocul ăsta, este singurul joc unde îmi permit să nu port și eu căști și n-aud. Care dintre următoarele boli este specifică aparatului optic, se manifestă prin lăcrimare intensă? Bă, toate. Otită. Conjunctivită. Toate sale ochiului. Dar nu știam care înseamnă lăcrimare intensă. Știți că eu am avut operație la ochi? Uite, ochiul ăsta a fost operat. Nu vă zic de ce, nu vreau să vă spun acum toate secretele mele. Dar am avut de-a face cu ochii și spitalele. Care este sportul cel mai des jucat de președinți americani? Golf. Fără doar și poate. Ci că Trump, de când a intrat la putere, a jucat mai mult golf decât a jucat Obama în total. De câte ori ai câștigat titlul mondial Alexander Ahein? La șah. Nu știu, trei țări, de trei ori. N-am auzit de el. Dacă zicea un Bobby Fischer sau un Kasparov sau un ceva care poate a mai auzit... Aș fi zis poate mai mult, dar de asta n-am auzit azi de câte ori putea să fi câștigat titlul mondial. Și de-aia am zis așa. În fine, hai să luăm teritoriul roșului dacă putem. Ce tip de organizație este Kurdish Hezbollah? Islamistă.
Rasistă. Da, este și rasistă. Nu trebuia să puneți asta. Este clar rasistă. Câte zile diferențe existau între România la momentul adoptării calendarului gregorian, nu gregorian? Câte zile diferență? 265 de zile. 13. Păi ce calendar aveam înainte? Adică era atât de similar, dar nu chiar... Adică m-am gândit că, na, dacă aveam alt sistem de calendar, era complet diferit, adică nu era doar 13 zile diferență, era complet alt sistem. Ah, dar nu, că noi am trecut de la calendarul vechi, care este încă Rusia, cred. Cine este părintele arhitecturii tradiționale românești? Ion Mincu. Așa se cheamă Universitatea de Arhitectură din București. În ce an Potro Gabriela sărituri feminin în gimnastică a câștigat medalia de argint la Olimpiada din Seul? Seul, mă. Da, nu, în 2004. Cum să fie în 2004? Dar nu știam că nu era Seul. Era clar că nu era recent, dar nu știu de ce nu m-am dedus lucrul ăsta. Și între timp albastru m-a depășit, dar nu e nimic pentru că eu am acces la casa asta și el are acces la casa roșie, dar nu dă în ea. Preferă să dea în mine. Treaba lui. A, și el își, uite, roșu dă în propria lui casă ca să-și reconstruiască turnurile, ceea ce este deștept, pentru că este... și pe de-o parte și pe de alta sunt eu și albastru. Și acum asta nu e bine deloc, urmează albastru, care probabil îi va da în casă, dacă e băiat deștept, dacă nu va da tot în mine. Ar trebui să-i dea în baza asta, să încerce să-i o ia. Hai albastru, ce faci? Ce faci, frate? Dă în casa mea, ce idiot. Vrea să dovedească ceva. Care într-o următoare este o operă scrisă de Peter Neagoe? Ha. Serios? Dintre toate, numai pe aia n-aș fi zis-o. Numai pe aia n-aș fi zis-o, adică fix aia pe engleză, fix aia. Roșu e băiat isteț, își dă tot în casă. Ăștia ori joacă în echipă, ori... nu știu ce să zic. Dar nu-mi place, de ce tot îmi dă în casă albastru ăsta? Când ar fi putut să-i dea lui ăsta și să-l cucerească, nu, el dă în mine. Nu știu ce să zic despre asta, roșu între timp s-a reconstruit, ceea ce înseamnă că mă bat cu albastru. Bine, boss, ne batem. Care este principala zonă de exploatare a gazului metan din România? Podișul Transilvaniei. Județul Prahova. Fii mă serios, județul Prahova. Județele sunt niște chestii trasate artificial. Nu reprezintă efectiv regiuni geografice care contează geologic, sunt diferite una de alta. Sunt doar niște linii trase imaginar. Nu poate să fie aia o regiune care este, are o anumită resursă. M-am supărat pe albastru. E clar împotriva mea. Câte picioare au 4 vaci, 2 găini și o pisică? 4 ori 4, 16, plus 4, 20, 20... 4 vaci, 2 găini și o pisică. 4 vaci, 16. Și cu 2 găini, 20. Și cu o pisică, 24. Da, 24. Așa e. Care următoarea nu este în prezent sport olimpic? Ciclist, basketbal, șah, șah. Da, iarăși mine. Bun, mă. Bun, hai să ne vedem. Câte biserici s-au construit în București după Revoluția în 1848? Nu știu, eu e destul de... Câte magazine? Ce... Câte biserici? Nu știu, câte s-au pus? Ce parc? Parcă ar fi asta vreun număr reprezentativ de ceva. Până în prezent, în 1848, până în prezent s-au construit cât? Nu știu. Asta e o întrebare capcană, a fost regimul comunist, nu s-au mai construit, mă rog. Care dintre aceste semne zodiacale se regăsește primăvara? Nu prea mă pricep la astea, dar cred că este berbec. Cred că este berbec, eu eram cât pace să fiu berbec. Și primăvara născut. Câte meciuri a câștigat Jamaica la campionatul? 0. Jamaica a participat vreodată la campionatul mondial? Probabil că da, că e destul, e acolo, e aproape. 1. Ok. Hai mă, albastru, ești șmecher Kimi. Tem șmecheri? În loc să dai în ăsta, care puteai să-l cucerești foarte ușor, dai în mine, în casa mea, care are 3 turnuri, când ăsta avea un singur turn. Bine, Michi. Ai stârnit optul. Care dintre următorii este un factor abiotic? Abiotic.
Abiotic care nu face parte din bios. Bios înseamnă viață? Da, care nu are viață. Da, și toate erau. Cum ar veni energie care nu necesită viață. Deci m-a supărat atât de tare albastru ăsta. Atât de tare m-a supărat albastru. Așa, dă-i mă și tu în el. Am să încerc să fac roșu să termine pe locul 2, pentru că m-a supărat atât de tare albastru. Adică chiar n-a fost frumos. Chiar n-a fost frumos. Mișcarea corectă, din orice punct de vedere vrei tu, strategic, logic, era să dea în roșu când mai avea un singur turn. Și totuși a dat în mine, care aveam 3. Nu doar că este că cumva clar a vrut să mă atace pe mine dintr-un motiv sau altul, mai mult de atât, aș și vrut să zic că cumva că, știi ceva, tu ești atât de prost încât poți să dau în tine care ai 3 turnuri în loc de ăla care are 1. Atât de slab ești tu în comparație cu mine. Cumva așa am interpretat-o eu și nu mi-a plăcut atitudinea asta. Sau cine știe, poate persoana nici măcar nu știe regulile sau strategia corectă a jocului. Poate n-are nicio legătură cu asta, sunt eu paranoic care are ceva cu mine. Probabil că n-are nimic cu mine și măcar nu mă cunoaște. Sau cine știe, poate mă cunoaște, poate m-a văzut pe net jucând top 8. Știți, eu am și un chat aici, dar niciodată nimeni nu zice nimic în chat. A renunțat la a mai da în mine? Bine, te-ai învățat minte, dar eu n-am să renunț la a da în tine, să știi. N-am să renunț deloc la a da în tine, chiar am să-ți dau fix în casă. Am să-ți dau fix în casă. Ah, hai mă, roșu, nu lăsa și tu să-ți ia casa acum. Răspunde. Ocnele mari. Da, ok. E ok. Albastru și-a terminat turele. Este imposibil să recupereze. Am câștigat clar jocul ăsta. După mine mai este roșu și eu voi da în albastru în casă. Ce frumos ai fi să-mi luăm totul ca să-i arătăm cum stă de fapt treaba. În ce an a fost lansat filmul Psycho, regisat de Alfred Hitchcock? Ah. Foarte apropiate ca perioadă, na, nu știam exact anul. Putea să le facă și ei mai separate puțin perioadele alea să ai vreun reper după care poți să te iei. Mă rog, am terminat jocul, m-am supărat pe Kimi Albastru, de-aia am arătat eu că uite, al cui discipul a fost Carl Gustav Jung, al lui Sigmund Freud. Și am câștigat vreun. Ce țări au ieșire la Marea Caspică, cel mai mare lac de pe pământ? Câte țări? Vreo patru, dacă nu mă înșel. 5 tot pe acolo. E pe acolo cu Rusia, cu Turkmenistan, Uzbekistan, ceva pe acolo. Georgia, am impresia, Azerbaijan, mă rog. Nu, aia e la Marea Neagră deja. Marea Caspică e mai în jos undeva. În fine, mai bine tac din gură. Nu strica faptul că ai câștigat, Paula, dar arătând cât de puține știi de fapt despre geografie. Hai să o lăsăm așa. Eu pe locul întâi. Girafa este cât se poate de încântată. Se și vede pe fața lui. Eu sunt încântat. Vă mulțumesc din nou că v-ați uitat. Și da, ne vedem data viitoare. Pa!